Raja S.A. va executa miercuri 7 iulie anul curent lucrări de racordare la sistemul centralizat de distribuție a noii conducte de alimentare cu apă cu diametrul de 400 de mm din localitatea Jupiter. Pentru realizarea intervenției în condiții de siguranță se va furniza apă cu presiune redusă în intervalul orar 9-15 în localitățile Jupiter și Cap Aurora din municipiul Mangalia. În acest timp, consumatorii de la etajele superioare ale imobilelor nu vor avea apă potabilă la robinete. Investiția face parte din contractul de lucrări, numărul 17, rețele de apă și canalizare, Mangalia Nord și stațiuni, în valoare totală de aproximativ 29 de milioane de lei, derulat prin programul operațional Infrastructură Mare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat abonaților, pe care îi asigurăm că echipele de intervenție ale constructorului vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în parametrii optimi. Totodată, utilizatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscasnic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Amintim consumatorilor că investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă sunt efectuate în beneficiul lor pe termen lung și vizează asigurarea unor servicii ireproșabile și implicit creșterea calității vieții. Prin implementarea acestora se realizează îmbunătățirea capacității de transport și de distribuție a apei potabile, asigurarea debitului de alimentare și a calității apei, reducerea pierderilor în rețeaua de distribuție, siguranța și continuitatea furnizării serviciilor.